Orașul Vânjumare va prinde viață în acest sfârșit de săptămână, pentru că dacă e septembrie, e festivalul viei și vinului. Timp de două zile, vinul și mustul vor umple paharele celor care participă la eveniment, iar pe scenă se vor derula spectacole care aduc bucurie în rândul localnicilor. Centrul Cultural Nichita Stănescu va găzdui joi și vineri un spectacol inedit. Interpreții renumiți de muzică populară vor urca pe scena din Vânjumoare pentru a crea o atmosferă de neuitat. Joi și vineri, respectiv 26 și 27 septembrie, la Festivalul Viei și Vinului de la Vânjumare. Suntem la cea de-a 31-a ediție, este unul din vechile festivaluri organizate în județul Mehedinți și începând de joi seara de la ora 19, se deschide concursul de interpretare. Preselecția pentru concursul de interpretare a tinerilor cântăreți se face dimineața la ora 11 în Casa de Cultură din Vânjumare. După aceea, după concursul de interpretare, urmează un spectacol extraordinar susținut de ansamblul profesionist Danubius al Centrului Cultural și de invitații din spectacol. Mariana Ionescu-Căpitănescu în prima seară, Sanda Argint, Luciana Văduva, Anica Ganțu și ceilalți interpreți ai ansamblului Danubius. Iar vineri 27, tot de la ora 19, este gala laureaților și după aceea un alt spectacol extraordinar în care va cânta Niculina Stoican, Nina Predescu. La acest eveniment sunt așteptați toți mehedințenii care vor să se distreze și să asculte o muzică bună.